Parastasul de 40 de zile de la trecerea în neființa arhiepiscopului Epifanie Norocel va fi oficiat sâmbătă la Catedrala Înălțarea Domnului din Buzău. Prefericitul Patriarh Daniel va ține slujba de pomenire alături de membrii Sfântului Sinod și de preoțimea buzdoiană și vrânceană. De la decesul fostului arhipăstor pe 7 ianuarie, slujbe de pomenire au fost oficiate zilnic după Sfânta Liturghie în Catedrala din centrul orașului. Până la alegerea unui nou titular al tronului arhiepiscopal al Buzăului și Vrancei, Patriarhul României, prefericitul părinte Daniel, este locțiitor, slujba de sâmbătă fiind o ultimă misiune a Patriarhului României la Buzău, după decesul arhiepiscopului Epifanie Norocel. Viitorul arhiepiscop urmează să fie ales peste doar câteva zile de către Sfântul Sinod, căruia îi vor fi prezentate și dezbătute cel puțin trei propuneri pentru fotoliul arhiepiscopal. Una dintre propuneri trebuie să vină din partea Consiliului Eparhial Buzău, cea de-a doua va apare ține fericitului Daniel, iar a treia propunere va fi făcută de Sfântul Sinod. De la bun început, favorit pentru preluarea funcției este Episcopul Vicar Patriarhal, Preasfințitul Ciprian Câmpinanu. Preasfințitul nu fie Prahoveanul și Preasfințitul Ambrozie Sinaitul, Episcop al Giurgiului, sunt alte două nume vehiculate. Votul în Sfântul Sinod se va da luni pe 18 februarie, iar întronarea noului arhiepiscop se va face pe 31 martie.